Polițiștii de frontieră au depistat în apropierea localității de frontieră Comloșu Mare 5 cetățeni din Nepal intrați legal pe teritoriul României, care au încercat să treacă fraudulos frontiera în Serbia. În data de 16 mai, în jurul orei 16, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Lunga au declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii migrației ilegale. În urma acțiunii au fost depistați în apropierea localității de frontieră Comloșu Mare, la aproximativ 400 de metri de linia de frontieră, 5 cetățeni străini care se deplasau pe jos spre linia de frontieră. Deoarece nu justificau prezența în zonă, persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetări suplimentare. În cadrul verificărilor s-a constatat faptul că cei 5 cetățeni străini provin din Nepal și au vârste cuprinse între 22 și 42 de ani, toți bărbați. Aceștia au declarat faptul că au încercat să treacă ilegal frontiera din România în Serbia cu scopul de a ajunge în vestul Europei. Cetățenii străini au intrat legal în țară în baza unor vize de muncă. Polițiștii de frontieră efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, la finalizarea cercetărilor, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.